bați în pulanța aia cu mșcătură. Încă erarea ar fi început între un grup de petrecăreți și angajații ai localului. Tinerii agresivi au fost observați de un echipaj al poliției care în acel moment investiga un caz de furt. Oamenii legii au intervenit să aplaneze conflictul. Din imaginele surprinse de camerele de supraveghere de la terasă, se vede cum gașca agresivă se ceartă cu polițiștii, iar unul dintre indivizi fuge repede la mașina care era parcată în fața terasei. Ia de acolo un pistol care era deținut legal și îl îndreaptă spre polițist. Acesta scoate și el arma și trage în aer. Pentru că individul nu reacționează și îl amenință în continuare, polițistul îl împușcă în picior. Și tu ai mușcat în față. Ai chemat ambulanța, ai cum mușcat cu om. Ce mai ambulanța, ai p***a? Uze, p***a lui f***a. Vine, p***a! Băi, p***a! Băi, p***a! Ești fiernică! Din ui la un fur, p***a! Polițistul s-a autoapărat una, doilea, a ripostat un pericol iminent, care, vă spun, în consecință, dacă această armă era aplicată acestui individ, putea duce la multe alte jertfe de vieți omenești. Arma acestei persoane era încărcată cu glonță în țavă. În scurt timp, la fața locului au venit și agenții de pază. Acolo deja era un adevărat scandal. Tânărul rănit era la pământ, iar în jurul lui erau mai mulți prieteni. Aceștia erau agresivi și înjurau polițiștii. După aproximativ 20 de minute a venit și ambulanța. Tânărul a fost dus la spital și internat cu fractură în secție de traumatologie. El nu a vrut să vorbească astăzi cu presa. Se va hotărî dacă este sau nu necesitate de a fi operat. Dar în ce stare se află? Stare medie. Nici prietenii săi alături de care a petrecut toată noaptea, dar nici angajații localului nu au vrut să discute cu noi. Toată informația la poliție, nu la noi. De ce a fost poliția? Cazul este investigat de procuratură, întrucât este implicat un polițist. Șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție spune că acesta a acționat corect. Chiar și așa a fost deschisă o anchetă de serviciu. Urmează să stabilim cu circumstanțele și cu lux de amănunte activitatea polițistului, acțiunile care au fost făcute pas cu pas, dacă cele corespund conform legii 320 privind la poliție privind aplicarea armei de foc. Oamenii legii urmează să decidă astăzi dacă deschid sau nu o cauză penală. Acum, petrecărețul rănit este pozit la spital de doi polițiști.